Salutare și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube Petruț de la Muren. Unde data aceasta suntem aici în față la Penny. Am terminat și noi treaba, așa că astăzi am făcut mici cumpărături pentru acasă. Vedeți că deasupra este mâncarea pentru pisicuță, pentru că ne este dragă. Am cumpărat și noi ce am putut astăzi pe aici. Am cumpărat salam, pulpe, carne. Deci am luat astăzi o grămadă de lucruri. Abia aduc plasa până la autogară, închin și noi programul și de aceea am făcut câteva cumpărături pentru acasă, că așa este bine când am bani să fac cumpărături pentru acasă, că o să vedeți că de fiecare dată când am bani fac o grămadă de cumpărături pentru acasă și astăzi am luat și la pisicuța de mâncare. Astăzi este o zi foarte frumoasă aici la Târgoviște, ne mai oprim pentru că e plasa cam grea și mai avem ceva până vom ajunge la autogară. Deci ne îndreptăm spre casă la ora aceasta și cu siguranță vor fi și alte lucruri interesante de acolo, de la Muren. Observăm că în orașul este aglomerat, deoarece se pregătesc și pe 100 de metri pentru marea sărbătoare a praznicului Sfântului Nifon de aici din Târgoviște, dar veți vedea puțin mai în față pentru că este acolo lângă parc. Vreau să vă mulțumesc că suntem un număr mare pe canalul meu de YouTube Petruț de la Muren, unde vă aștept în continuare să vă abonați și eu vă voi arăta o grămadă de lucruri interesante ce se întâmplă acolo la munte și de ce nu și aici din orașul Târgoviște, că ieri a fost și meciul, dar nu am avut cu cine să mă duc. Să trăiți, să trăiți! Ați fost la meci? Nu. N-ați fost, a? Deci îl cunosc pe acest domn și mă gândeam că dumnealui a fost la meci. Am avut unde să fac rost de bilete, dar din păcate n-am avut cu cine să merg. Mai ne oprim și noi pentru că plasa este destul de grea și va trebui să o duc până la autogară. Cu siguranță și acasă vor exista o grămadă de lucruri frumoase, așa că da și voi un like și un share Petruț de la Muren, iar eu vă voi arăta de la zi la zi o grămadă de lucruri interesante, dacă timpul ne va permite. Voi fi și eu la această ceremonie din orașul Târgoviște, unde se vor strânge oameni din toate colțurile județului pentru această mare sărbătoare pentru toți ortodoxii creștinii din România, iar după aceea, pe data de 11, ne mai despart doar câteva zile, în al doilea mare praznic, tot la fel pentru creștinii ortodoxi din România. Este vorba de Sfânta Marie Mare, dar aceea este pe data de 15 august. Ne mai despart doar puține zile și până acea sărbătoare și vă voi arăta și în ziua respectivă unde voi alege să merg, cu cine voi sta și ce se va mai întâmpla în ziua aceea, pentru că dacă voi fi liber, cu siguranță voi da drumul și eu la un grătar, fie cu familia, fie cu prietenii și ne simțim bine. Asta este cel mai mult ce contează în momentul de față. Deci v-am zis, mai avem ceva până la autogară. Plasa cam grea, pentru că de fiecare dată m-am spus, când am bani prefer să cumpăr mâncare pentru acasă, pentru familie, pentru mine și pentru toți care sunt acolo. Aici, în zona aceasta, se va desfășura ceremonia, în zona din parc, de unde vin și eu mai mereu, dar acum nu am timp, pentru că sunt puțin pe grabă ca să mă bag, că va trebui să prind și mașina. Încă avem, în 20 de minute, avem autobuzul către casă, încheiem programul aici și voi reveni cu alte lucruri interesante de acolo, de la Muroieni. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și toate cele bune. La revedere! Salutare și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube Petruț de la Muroieni. Suntem acasă în seara aceasta, a fost o zi foarte aglomerată, cu foarte multă treabă și astăzi la Târgoviște. Am făcut și eu, ați văzut și voi, că am făcut câteva cumpărături pentru acasă și mă bucur că am putut să vă arăt și vouă toate aceste lucruri. Am cumpărat la mâță acele priculețe, hrană umedă, pentru că așa am învățat-o, o să o învăț din nou pe bobițe, pentru că
va trebui să mai mănânce și bobițe. E foarte cald astăzi aici la Moroin, după ce am venit la muncă. Au mai fost mici activități, dar chiar am avut timp deloc să vă filmez și vouă. Așa că vreau să mai stau și în seara aceasta de vorbă cu voi. Și totodată vreau să vă mulțumesc că suntem în număr mare pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Moroin, unde vă aștept pe toți să vedeți tot ce se întâmplă de la zi la zi. Mâine fiind de joi, ne vom relua activitatea tot din orașul Târgoviște, de unde mă bucur că pot să vă arăt ce mai este pe acolo. La seară, din păcate, trebuia să fiu și eu la Târgoviște să susțin echipa locală Chindia Târgoviște. Din păcate nu s-a produs acest lucru pentru că nu am avut cu cine să merg, s-a jucat la o oră foarte, foarte târzie acel meci, așa că nu am avut cu cine să merg la acel meci, cu toate că îmi doream foarte mult din suflet să merg să-mi susțin echipa, dar probabil în următoarele meciuri, când vor juca acasă și va fi și ora acceptabilă, voi fi acolo la meci să-mi susțin echipa favorită, pentru că chiar se merită în această perioadă să susținem echipa, pentru că are foarte mare nevoie de sprijinul nostru, de suporterii noștri. Deci, vedeți, suntem acasă în seara aceasta, ne relaxăm și noi puțin și după aceea ne băgăm la somn, pentru că mâine, dis de dimineață, vom pleca la treabă, că va exista o grămadă de lucruri de făcut. Ușor, ușor se apropie weekendul și weekendul va fi unul extraordinar de frumos pentru toți. Nu știu dacă voi fi și luni liber, dar dacă voi fi liber, cu siguranță weekendul prelungit îmi va fi mult mai ușor să vă arăt o grămadă de lucruri interesante, având în vedere că aici se desfășoară toate activitățile mai frumoase, mai interesante, și eu mă bucur că pot să vi le arăt toate aceste lucruri de la Moroin de zi cu zi. Și mâine va fi o grămadă de treabă și o să vă arăt lucrul acesta, dar asta o să vă arăt mâine ce se mai petrece pe aici pe la munte și weekendul acesta, că cu siguranță va fi unul minunat. Iar de Sfântă Mărie chiar nu m-am gândit unde aș putea să merg, chiar mă voi gândi foarte bine, pentru că am câteva sugestii unde aș putea să merg zilele de Sfântă Mărie, cât timp vom fi și noi liberi, dar cu siguranță vă voi anunța din timp. Nu vreau să-mi fac nici mari planuri pentru acest lucru, dar vom vedea atunci la locul feței ce se va întâmpla, unde vom merge, cum vom petrece alături de prietenii noștri. Important este că suntem sănătoși în primul rând, iar toate lucrurile se vor așeza așa cum va trebui. Așa că mâine vom fi în orașul Târgoviște dis de dimineață și să vedem ce lucruri importante. Nu am găsit astăzi pe nimeni cu care aș vrea să vorbesc despre situația de la Chindia, dar cu prima ocazie care întâlnesc pe cineva care cunosc, am un prieten care se ocupă de pagina oficială pe Facebook a Chindiei Târgoviște și dacă va vrea în următoarele zile să spună câteva cuvinte pe vlog despre toată această situație ce se întâmplă, pentru că echipa are stadion frumos, au jucători foarte buni, dar din păcate rezultatele sunt negative. Iubesc fotbalul de mic, nu am avut ocazia să practic un fotbal la un nivel mai înalt, am practicat fotbal doar la nivel local, să zic așa, dar acolo la nivel local este vorba de fotbal de amator, nu este vorba de fotbal profesionist. Așa că dacă nu s-a putut, ne ocupăm de alte lucruri ce este de folos pentru noi și mă bucur că am un loc de muncă foarte bun și acum vă mulțumesc că voi în primul rând mă urmăriți și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru și vă aștept să vă arăt și alte lucruri minunate ce se petrec aici la munte, pentru că v-am spus, toate lucrurile mai interesante, mai palpitante se petrec aici alături de oamenii noștri dragi. Și am văzut că am câteva mesaje și pe pagina mea de Facebook și îndrăzniți să scrieți acolo, pentru că ați văzut, eu vă răspund la toți, sunt un tip sociabil, și cu acea doamnă tot la fel pe pagina de Facebook am cunoscut-o
care era vorba acea doamnă să mergă în America, nu știu de ce a ales să mă blocheze, este problema ei, eu am zis că nu voi face acest lucru, dacă mă va debloca și este nemulțumită și dorește să-mi scrie ceva, aștept să-mi scrie, să-mi scrie pe pagina mea de Facebook, pentru că o să vă spun ceva, chiar am vorbit aseară la o oră târzie pentru România, pentru noi, cu mama ei, mi-a scris mesaj și am auzit telefonul, am luat telefonul în mână și am început să tastez, am vorbit cu dumneai ei, o doamnă minunată, ne-am cerut și noi scuze și o să încerc scuze pentru cuvintele folosite greșit de mama, are dreptate acea doamnă și ne asumăm aceste lucruri care s-a întâmplat, am vorbit cu doamna, este o doamnă super ok de treabă, a zis că vrea să vină acolo mai mult în vizită, eu nu prea, probabil n-am înțeles eu acest lucru care era, dar o lăsăm așa fraților și asta este într-un final pentru că n-avem ce face, rămânem aici, pășunem iarba pe care o cunoaștem, vorba aceea, proverb românesc. Să știți că dumneai chiar de treabă, îi mulțumesc că v-a scris și dacă mai dorește să mai scrie, să știți că eu o să-i răspund la toate mesajele dumneai, pentru că aseară cum am văzut mesajul, cum chiar era o oră foarte întârziată pentru noi, i-am răspuns la mesaj, am comunicat preț de câteva minute acolo și o înțeles și dumneai toată această situație care s-a întâmplat și eu am înțeles că doamna aceea este de foarte mult timp, căuta pe cineva din România să se împrietenească, nu căuta altceva, dar nu era foarte ușor să ajung eu acolo, având în vedere că nu cunoșteam pe nimeni, nu cunoșteam limba oficială, era mult mai greu. După aceea, a doua sau a treia zi, când mi-a scris că să vin cu mașina, vă dați seama că era chiar imposibil, era costurile mult prea mari pentru a se întâmpla și acest lucru. Era foarte greu de ajuns, așa că rămânem aici și eu vă arăt toate lucrurile pe care le fac și vă mulțumesc că creștem de la zi la zi pe canalul meu de YouTube Petruț de la Moren, unde aș avea și rugămintea să dați și voi un like și un share și ca în fiecare sfârșit de săptămână voi fi în direct la ora 21:30, pentru că atunci probabil este ora de vârf în care majoritatea dintre voi vă odihniți, lăsați treburile care le aveți de făcut și eu cred că socializați mult mai ușor la ora aceea, după o zi încărcată în care munciți, stați și dumneavoastră și butonați telefonul, așa că este o oră tocmai ok, dacă nu este ceva cu ora, putem să modificăm ora fără niciun fel. Exact cum spuneam, vă doresc toate cele bune, deci îmi spuneți voi dacă este ora adecvată 21:30, cum am fost în fiecare, aproape fiecare duminică, pentru că duminica trecută am ratat acest live, am intervenit alte lucruri, așa că eu aștept să vedem ce oră stabilesc cu voi dinainte, puteți înscrieți pentru a fi mai ușor să intrați pe acel live și cu siguranță dacă voi intra pe acel live, vă voi spune mult mai multe detalii despre mine și de ce nu aștept acolo comentariile voastre și eu vă voi răspunde la toate comentariile care mi le scrieți. Ați văzut că cei care m-ați urmărit pe live, v-am răspuns la toți, la fiecare comentariu în parte și asta să știți că pentru mine că scrieți voi comentarii înseamnă foarte mult. Vă mulțumesc că mă respectați și eu vă respect și vă doresc multă sănătate și toate cele bune alături de prietenii și de familia dumneavoastră. Închei și eu vlogul aici în seara aceasta pentru că vreau să fie o oră adecvată pentru a putea să vă uitați și voi. Vă doresc toate cele bune și mâine voi reveni fie din orașul Târgoviște, fie de acasă, cu lucrurile frumoase care se mai petrec aici alături de oamenii și de prietenii noștri minunați. Vă doresc toate cele bune și nu uitați un like și un share pe Petruț de la Moren. Vă salută cu stimă și respect. Doamne ajută!